Salut! Bine ai venit în bucătăria mea! Bine v-am găsit! Sper să te surprind astăzi cu dulcele pe care le vom pregăti împreună. Eu știu că ție îți place să gătești în timpul liber. Da, da, îmi place să gătesc, dar n-am gătit în viața mea rovegan. Am înțeles. Nu știu cu ce se mănâncă. Este foarte bine pentru că vei învăța primii pași aici și poate vei face și tu acasă. Și mă invit la o prăjitură. Hai să vedem, da. Ok, dar ai gustat până acum dulciuri rovegane? Cred că o singură dată un tort de ciocolată rovegan cu o prietenă, dar atât. În rest... sucurile care am ținut detox. Bun, super. O să facem un cheesecake cu glazură de zmeură. Nu avem nevoie de cuptor. Exact, nu avem nevoie de cuptor. De căldură nu ne trebuie. Exact, nu ne trebuie cuptor, avem blenderul și este mai mult decât suficient. Okay. Vom face blatul întâi. Avem nevoie de migdale, nuci românești și toate le-am hidratat. Și ce înseamnă azi? La hidratat? Le pui puse în apă? Exact, puse în apă și practic ele își cresc volumul, da? Am înțeles. Bun. Da. Punem migdalele în blender. Nucile. Mai avem nevoie pentru blatul nostru de fulgi de cocos și un strop de sare. Eu o să dau drumul la aparat, după care vedem ce se întâmplă cu blatul nostru. Asta trebuie tăiată în jumătate. Bun. Da? Bun. Și nu se mănâncă în timp ce tai. Poți să guși, dar doar câte una. Diana, nu gusta. Da. Practic am transformat nucile și migdalele într-o făină. Gata, mi-am terminat treaba. Uite ce harnic am fost. Aici avem smochinele și curmalele, care la fel le-am hidratat. Ele nu necesită hidratare de 8 ore ca nucile. Se pot hidrata 2-3 ore, este mai mult decât suficient. Fix ca un gem. Exact. Și turnăm peste el umplutura de la blat. Da. Acesta este blatul nostru. Uh-huh. Presărăm câțiva fulgi de cocos ca să nu se prindă în momentul în care vom scoate totul din formă. Este cremos, ceea ce înseamnă că se va modela foarte ușor. Bun, nu? Uh-huh. Acesta este blatul. Îl dăm în congelator, timp în care noi pregătim crema de brânză. Da. Cajul, când este hidratat, are gust de brânză. Vom mai folosi și fulgi din drojdie inactivă, care potențează gustul și are gust mai mult de brânză. Aha. Punem puțină miere, un vârf de sare, zeamă de lămâie, puțin lapte de migdale. Era și bate din palme, cum zicea mama când eram mici în bucătărie. Ca să iasă. Nu, ca să iasă, ca să nu mănânci ingredientele. Și oricât mi-ar plăcea mie ceapa de porc la grătar, și fost încep și să mai mănânc din grătarul vegan. O așezăm. Pe care o băgăm din nou în congelator. Și să mă odihnit puțin. Mai stau, mai înghit în sec. După aceea cât trebuie să ținem la congelator? Cam jumătate de oră să putem pune glazura, după care trebuie să stea măcar 2 ore la congelator. Folosim zmeură, ulei de cocos și miere. Am înghițit în sec. Ești pregătită? Ia, să guști. Cât de bine arată. Bun. Eu o să torn glazura. Tu toarnă cu eu mai gust o dată. Să ne asigurăm că este bună și că totul e în regulă, da? Doamne, cât de bine arată! Foarte bine! Și cât de bună e! Dăm tortul în congelator, lăsăm jumătate de oră, da, ca să se închege și venim cu decorul. Să vedem. Acum să te bucuri de produsul final. Mamă, ce bun e! Deci, uite așa, o să încep să mănânc prăjituri cu nucă, cu... alune, eu care nu mănânc. Foarte, foarte. Este un început foarte bun. Da. Cu atât mai mult cu cât dulciurile astea nu conțin lapte, nu conțin ou, nu conțin zahăr, ceea ce este foarte, foarte important. Și nu sunt preparate termic, după cum ai văzut. Da. Asta e bine, mai ales că vara, să dai drumul la cuptor în casă, este crunt. Dragilor, o lăsăm pe Diana să-și termine prăjitura. Mulțumesc pentru invitație, a fost o plăcere. Mă bucur tare mult că ai venit. Mă bucur că am învățat ceva nou și bun.
Și bun, te mai aștept și cu alte ocazii să pregătim și alte feluri. Mare drag. Super. Și pe voi vă aștept să ne urmăriți în episodul următor. Dacă nu, vă invităm la Rococo sau vine Rococo la voi acasă.